Pentru că nu au răbdare să aștepte în trafic, mulți șoferi nu acordă prioritate pietonilor la trecerile marcate. La acțiunea organizată de polițiștii din cadrul serviciului rutier Dolj au fost constatate peste 120 de abateri, 18 dintre ele pentru neacordare de prioritate pietonilor. La acțiune au participat 56 de polițiști, care au aplicat 142 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 pentru neacordare prioritate pietoni și 124 pentru alte abateri. Valoarea sancțiunilor aplicate de oamenii legii este de peste 28.000 de lei. Au fost reținute 27 de permise de conducere, 18 dintre acestea pentru neacordare prioritate pietoni și 9 pentru alte abateri. De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Neacordarea de prioritate la trecerile de pietoni este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere din Dolj. Oamenii legii au aplicat sancțiuni în valoare de peste 28.000 de lei.